Gabriel Tamaș, tocmai ce și-a anunțat retragerea din fotbal acum 3 zile, dacă nu mă înșel când vedeți voi acest videoclip. Așa că astăzi îi vom reconstrui cariera unuia dintre cei mai importanți fundași centrali din istoria României în ultimii 20 de ani. Fotbalist care a jucat la Galatasaray, bine, nu prea a jucat, dar a fost la Galatasaray, a fost în Premier League, a fost în La Liga și, cel mai important, a fost în Superliga la, dacă nu mă înșel, 4 sau 5 echipe, ceea ce este destul de important. Și Gabi Tamaș, un personaj proeminent din România, revine aici în FC 24. El a avut card, dacă nu mă înșel, la FIFA 22. Nu știu dacă a avut la 23, la 22 sigur a avut. L-am recreat aici la vârsta de 17 ani și îi vom resimula cariera, mai zic o dată asta. Și are un overall de 65, ceea ce este foarte ok. Și l-am pus la din nou București. El este brașovean și a început cariera la FC Brașov. FC Brașov nu este în FIFA, așa că am fost nevoit să punem la echipa următoare, dacă ar veni. De fapt, Dinamo a fost a treia echipă din cariera lui Tamaș, dar echipa din România la care a jucat cele mai multe meciuri, așa că mi se pare cel mai oportun să-l aducem aici. Mă gândeam poate la Voluntar, pentru că asta a fost ultima echipă din Superliga României, care este în care este în FC 24, dar am zis să-l lăsăm aici la Dinamo, o echipă cu mulți jucători cu potențial. Mai exact, frații Irimia sunt jucători cu potențial de peste 80, dar nu o să ajungem să-i vedem noi mari. Îl vom avea pe Tamaș aici în primul 11 și e bine că va fi titular, vom simula primul său sezon și va fi interesant, pentru că nu cred că am mai făcut până acum vreo simulare de carieră a unui fundaș central, dar chiar merită Gabi Tamaș și chiar sunt curios dacă va ajunge la un nivel mult mai înalt decât la cel din viața reală. El se știe că a avut anumite probleme, nu știu dacă l-aș numi probleme cu alcoolul, era un jucător căruia îi plăcea așa, îi plăcea viața de noapte, dar poate că aici în FC 24, fără opțiunea de cluburi, va reuși să ajungă la un nivel mult mai înalt decât în viața reală. Haideți să simulăm primul sezon din cariera lui Gabi Tamaș, dar înainte de asta, voi nu uitați să băgați și voi acolo un like și să încercăm acest clip 300 de like-uri pentru o nouă simulare de excepție. Așa, băieți, am terminat de simulat primul sezon din cariera lui Gabi Tamaș. Suntem la Dinamo. Și haideți să vedem cum s-a descurcat Dinamo prima oară. Presimt că nu s-a descurcat bine. Da, penultimul loc în clasament, îngrozitor pentru Dinamo, doar 26 de puncte. Totuși mai bine decât FCU Craiova, care și a avut o performanță, o contraperformanță groaznică. Steaua câștigă campionatul, ceea ce nu e bine pentru Dinamo, mie îmi convine. În Cupa României, Dinamo a pierdut chiar din prima rundă cu Universitatea Craiova. Și în restul competițiilor nu am fost. Haideți să vedem cum s-a descurcat Gabi Tamaș. Și sincer, nici nu știu la ce să mă uit. Cred că să mă uit doar la apariții. Și... Adică a jucat, dar mă așteptam să joace mai mult. Plus 2 în acest sezon. De la 67 la... De la 65 la 67. Și nu înțeleg de ce. O fi Dinamo chiar atât de slabă și de-aia nu o fi crescut. Eu am fost dat afară de la Dinamo, băieți, ca să vă zic așa. Nu înțeleg de ce... Trebuia să joace toate meciurile Tamaș, poate s-a accidentat sau ceva. Oricum, crește doar plus 2, m-a așteptat la mai mult din partea sa, dar da, nu știu ce să zic. Nu știu dacă să-l mai țin la Dinamo, probabil că îl vom mai ține, adică nu am avea de ce să-l vindem. Da, mergem spre sezonul 2 și vedem, îl punem pe lista de transferuri și dacă primim o ofertă considerabilă, o să-l luăm, de ce nu, o să-l dăm, de ce nu. Haideți să vedem ce se întâmplă. Mamă, și uitați și voi ce echipă este interesată de Gabi Tamaș. 2 milioane de euro ofertă de la Villarreal, dar sigur nu joacă la Villarreal Tamaș. Îmi vine foarte greu să cred că ar avea Villarreal o echipă atât de slabă încât Tamaș să fie titular. Da, ia să ne uităm la defensivă. Nu, e clar, n-are niciun sens să mergem la echipa asta. E clar că au jucători mult mai bun decât Tamaș. Vedem, poate prin o ofertă de la o echipă mai micuță. Mamă, și numai echipe bunicele, Stuttgart, Pisa și Arouca. Pisa mă interesează cel mai tare. Au oare jucători mai buni decât Tamaș? Ia să vedem, Pisa, tot în Liga a doua din Italia.
Și în defensivă au fundaș central de 65 și unul de 70 și mai au unul de 71. Nu ar juca titular, așa că nu mergem la Pisa. La Stuttgart tot așa, sigur au jucători buni și de la Stuttgart. Hai să vedem, Bundesliga, Stuttgart, da, sigur au jucători buni. 77, 72, da, n-are sens. Rămâne ROU ca echipă la care a mai fost în simulări. Ia să vedem, Portugal. Unde e Portugal? ROU ca la fundaș central, 65, 68, 73, da. Nu ar juca la nicio echipă. Hai să vedem, mai simulăm un pic. Poate totuși primim o ofertă de undeva să mai schimbăm campionatul unul de altul. Așa băieți, am terminat de simulat al doilea sezon din cariera lui Gabi Tamaș. Nu am mai primit vreo ofertă interesantă, așa că am rămas la Dinamo. Și s-a descurcat oare Dinamo mai bine? Băi, da, nu cu mult, tot în play-out, dar măcar s-au apropiat acolo de locurile mai sus. Mamă, la două puncte au fost de play-off Dinamo în acest an, ghinion pentru ei, și ei în Cupa României, tot în prima rundă, au pierdut cu Rapid această dată, un derby bucureștean. Haideți să vedem cum s-a descurcat Gabi Tamaș, dacă a mai crescut și... Da, plus 3 în acest sezon, 70 overall, urcăm ușor, ușor. Nu știu, a avut un gol. Nu prea ai ce să măsori la un fundaș decât poate clean sheet-urile, dar nu prea țin de el neapărat, țin mai mult de portar. Oricum, sezon bun pentru Tama și nu înțeleg de ce nu joacă mai mult, pentru că este cel mai bun fundaș al echipei, dacă nu mă înșel. Ia să vedem, da, și este al doilea cel mai bun jucător al echipei, adică ar fi trebuit să joace mai mult, dar asta e, poate se accidentează, cine știe. Haideți să vedem următorul sezon, poate plecăm de la Dinamo, poate nu, vedem. Așa că ne apropiem de sezonul 3 din cariera lui Gabi Tamaș. Și uitați și voi ce ofertă, Messi îl vrea pe Tamaș la Inter Miami să petreacă împreună. Dar pentru cariera lui Tamaș nu mi se pare deloc o mutare bună asta la Inter Miami. Dar asta e interesantă, AC Alkmaar, o echipă din Olanda. Echipele olandeze sunt destul de bune când vine vorba la jucători, când vine vorba de jucători tineri de perspectivă. Haideți să vedem, Netherlands și unde este AC, am dat eu invers așa. AC Alkmaar. Hai să vedem ce fotbaliști are. L-are pe acest Penetra și pe Bazoier, da. Are toți fundașii centrali celor de la AC Alkmaar sunt mai mult decât Tamaș, deci nicio șansă să mergem acolo. Facem ce mai bun pentru cariera sa și ce mai bun e să refuzăm AC Alkmaar. Și asta cred că s-a întâmplat în viața reală. Dacă nu mă înșel, Gabi Tamaș chiar a jucat pentru Norwich. Nu, no, m-am înșelat. Tamaș a jucat pentru West Bromwich, Norwich, sună un pic la fel, pentru Doncaster și pentru Watford. Haideți să vedem totuși ce echipă are Norwich. Probabil sunt în Liga 2 din Anglia. England, Liga 2 și aici la spate, Norwich. Poate are loc în echipa asta, ar fi ceva asemănător cu realitatea, dar nu, n-are loc nici aici. Băi, n-are loc nici aici. Da, cred că îl mai ținem un sezon la Dinamo. Așa băi, s-a terminat sezonul ăsta la Dinamo, dar vă zic că a fost o întreagă nebunie. Adică m-a dat afară, cred că de 8-9 ori, cred că chiar 10 dacă nu mă înșel. În fine, haideți să vedem ce a făcut Dinamo. Locul 8 în play-out, da. Jalnic. Vedem Farul Constanța și Craiova au fost și ele pe aici. În campionat am fost chiar pe ultimul loc, deci ne-am revenit în play-out, dacă am terminat pe locul 8. Da, nu e vina mea neapărat, jucătorii sunt slabi. Hai să vedem ce a făcut Tamaș, pentru că de el ne interesează cel mai mult și a jucat mult, dar a ajuns doar la 72, ceea ce înseamnă că a avut doar plus 2 în acest sezon. L-a tras foarte mult în jos Dinamo și da, încă am fac griji pentru Tămășică, asta este. Mergem la următorul sezon, deja în 3 sezoane doar 70, e jalnic, trebuie să plecăm de la Dinamo, nu mă mai interesează, fac cumva și scap de aici, trebuie să scăpăm și noi că
ne-a dat afară din nou. Și acum, băieți, am făcut o șmecherie. L-am dat pe Gabi Tamaș la Pisa. Tot mă dă afară de la Dinamo și nu am timp ca să-l vând. Așa că Gabi Tamaș va pleca la Pisa, în timp ce noi luăm pe Maxim Leverev, adică Dinamo, pe un jucător care avea plus minus cam aceeași valoare ca și Tamaș, nu prea contează foarte mult. Acceptăm asta doar ca să fim siguri că pleacă Tama și da, asta se întâmplă. Veți vedea și voi acum pe ecranele voastre schimbul verii din România. Maxim Leverbe pleacă și Gabi Tamaș. De fapt ăsta vine și Gabi Tamaș pleacă. Nu-i mai interesează bad negotiation. E timpul să mergem la Pisa, unde trebuia să fie Haaland, what the fuck, unde trebuia să fie Tamaș și uite că să fie acum. Echipă care e în Serie A. Mamă băieți, deci nici nu cred că puteți să vă dați seama cât de fericit sunt că am scăpat de Dinamo. Deci mă dădeau în continuu, mă dădeau afară de la echipă și în sfârșit am scăpat de Câinii Roșii și așa eu sunt cu Steaua. Da, hai să vedem ce echipă avem aici la Pisa. Vignato, Nagy, mai e vreo român pe aici în afară de Tamaș? Nu pare să mai fie Tamaș, uite, a fost chemat la Naționala României și pare că va fi și titular aici, ceea ce e bine pentru el. Ne interesează foarte mult să fie titular, mai ales ținând cont de faptul că Tamaș a avut o perioadă nasolică la Dinamo, nu prea cred foarte mult, 72 are de-abia, e destul de ok, dar m-a așteptat mai mult din partea lui. Aici pare că este într-o formă ok și că va da tot ce are mai bun pentru nou promovata în Serie A. Așa că haideți să simulăm primul sezon al lui Tamaș departe de România și pentru prima oară în Italia, cred, în viața lui. Nu cred că mai a fost vreodată în Italia. Așa, băieți, antrenat de simulat sezonul numărul 4 deja din cariera lui Gabi Tamaș. Doar două echipe până acum în cariera românului și mamă, 13 puncte pentru Pisa, au primit 99 de goluri în acest sezon, cred că trebuie să fie un record, aproape 100 de goluri au primit, Juventus a câștigat campionatul, mamă, colaveraj minus 55, nici nu vreau să mă uit în cupa asta, că sigur, da, ne-a bătut chiar în prima rundă o echipă de Liga a doua, deci e clar. E clar nivelul la care am fost, ne-a mai dat afară de câteva ori, vă zic sincer. Haideți să vedem câte meciuri a jucat Tamaș. A jucat multe, 36 și plus 2 în acest sezon, 74, crește foarte lent. Asta e și din cauza faptului că joacă la echipe slabe, unde primește foarte multe goluri. Și da, e momentul să plecăm și de la Pisa, echipă care retrogradează în Liga a doua din Italia. Și iarăși mie că nu o să pot să transfer eu, nu o să pot să transfer pentru că tot mă dă afară, da. Haideți că vedem ce facem. Ofertă pentru Tamaș de la RWD Molenbeek, cred că e din Belgia, nu știu, e asta, de Belgia sau poate Austria, hai să vedem. Da, e din Belgia, probabil că va intra în echipa asta destul de lejer, da. Și o echipă poate bună, portar 74. Na, mergem la Molenbeek, ăștia nici nu mai stăm pe gânduri, trebuie să plecăm de la Pisa și pe ăștia în continuare mă dau afară, acceptăm oferta, să sperăm că acceptă, pentru că pe noi o să ne dea afară. Da, hai să vedem. Zic sincer, băieți, e bine că mergem la echipa asta pentru că n-am mai fost niciodată, dar eu... Și mai bine că părăsim Pisa-ul, doamne, deci nu mi s-a mai întâmplat niciodată într-o simulare de carieră să fie chiar atât de, nu știu, să ne dea tot timpul afară, să pierdem tot timpul, adică am fost numai la echipe varză, efectiv. Deci nu mă așteptam ca Pisa-ul să fie chiar atât de dezamăgitoare. Hai să vedem aici cum intră Tamaș în echipă și ce jucători mai au și ăștia. Ideea e că n-au cum să retrogradeze, uite-l pe Tamaș. Hai că să jucăm un 4-3-3 clasic, nu mă bag eu să revoluționez fotbalul mondial. Au fundaș dreapta Bunicel, au părâine aia de Elaide, ăsta îl cunosc de undeva. Te cunosc de undeva. Pa, 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 pam, pam, pa, pam. Bun, cred că chiar 4-4-2 e o formație mai bună.
RV. Oh! Deci l-au pe ăsta și au și l-au și pe Thorgan Hazard, fratele lui Hazard, care s-a hazardat și el, dar l-au pe ăsta de 82. Cine o fi Noamah? Noamah, da, frate. Tu o să fii golghetorul echipei și o să fii jucătorul care o să țină, o să-i țină departe pe jucători de Tamaș, ca să nu avem probleme, să nu fie nevoie să facă prea multă treabă în defensivă. Gabi Tamaș este la o echipă de care nu cred că auzi nimeni care se uită la acest clip, dar sper să fie o alegere bună și să-ți faci treaba. Kylian Hazard, nici măcar Thorgan. Sigur e, frate, cu Hazard zi, îți seamănă prea mult cu ei. Hai să simulăm sezonul numărul 5 din carierea lui Tamaș și eu cred că va fi cel mai bun sezon de până acum, clar. Așa, băieți, am terminat al 5-lea sezon din carierea lui Gabi Tamaș și avem o chestie bună. Pentru prima oară n-am fost dați afară de la o echipă, deci asta e bine. Găbițule, hai să vedem cum te-ai descurcat în Belgia. Nu cred că ai jucat vreodată. Hai să vedem locul 2! Mama, aproape să câștige primul său trofeu. Locul 2 în play-out. Am înțeles. Locul 11, de fapt. Locul 2 în play-out. Da, am uitat că e ca în Superliga României. Aia e. Croky Cup. Unde ai ajuns în Croky Cup? În prima rundă. Da, chiar mă entuziasmase. M-am crezut că am făcut ceva cu echipa asta, dar din păcate nu. Nu cred că am fost în vreo competiție. N-are să ne uităm, dar măcar n-am fost dat afară de la o echipă, ceea ce e bine. Și hai să vedem câte meciuri a jucat Tamaș. 38 de partide și plus 3 în acest sezon. Este ok, în sfârșit mai crește și el acolo așa. Și da, ne așteaptă un sezon viitor bun, cred, pentru Tamaș. Cred că vom rămâne la această echipă, nu avem de ce să plecăm. Vreau să mai forțez un pic să mai crească. Și nu vreau să mai plec deocamdată. Încă un sezon în Belgia nu cred că i-ar face chiar atât de mult rău. Este o echipă de la care mulți fotbaliști, este o ligă de la care mulți fotbaliști mari au plecat. Bine, erau și belgieni, De Bruyne, Alderweireld, nu știu, Thibaut Courtois. Dar haide să vedem totuși, chiar sunt curios, o să mai ținem tot îmi vine să zic Haaland, o să mai ținem pe Tamaș un sezon și vedem după ce se întâmplă. Așa, băieți, sezonul numărul 6 din cariera lui Gabi Tamaș. Suntem în continuare la Molenbeek. Hai să vedem cum s-a descurcat echipa asta în Belgia. Și de această dată au fost în play-off, au ajuns până pe locul 5. Performanță bună pentru ei. Locul 5 l-au avut și în sezonul regulat. Ia, în cupă au reușit ceva spectaculos. Ei bine, nu, doar sferturile. Ceea ce e ok și atât. Hai să vedem pe Gabi Tamaș, să vedem cât de mult a crescut în acest sezon. Și din nou, ajunge la 80 overall la 23 de ani, Gabi. 40 de partide jucate, ceea ce e bine. Important că a fundat să joci foarte mult, că în rest nu prea am ce să măsor, că nu scrie aici intercepții, nu știu, alte chestii. Golul nu are cum să dea pentru că e fundaș, așa că este totul ok. 80 overall în 6 sezoane, m-a așteptat la mai mult, dar este ok că și-a revenit acum. E momentul să plecăm de la Molenbeek. Ideea e unde să o facem. Și uitați și voi ce oferte primește Gabi Tamaș de la Manchester United. Trebuia să-mi iau tricou pe mine, nu apă ăsta cu Southampton, și de la Atalanta. Ok, o să le verificăm pe amândouă. La 80 overall deja are pretenții de cluburi mari, tămășică. Hai să vedem. A mai jucat o dată în Premier League, dar nu a jucat la Manchester United. Echipa asta pare că ar avea nevoie de un jucător ca Tamaș, nu glumesc. Are doi fundași centrali mult mai buni decât el, trei de fapt. Trei fundași mai buni decât Tamaș, dar Atalanta nu e o echipă rea. Hai să vedem Bergamo Calcio. Pai, m-am dus la serie B. Bergamo Calcio este chiar prima aici din listă și ei au fundași. Au fundași. Cam bune echipele astea pentru al nostru Tamaș, deci va mai trebui să mai aștepți, găbițule. Hai să vedem ce mai urmează. Vine o ofertă de la Real Sociedad. Ok, hai să vedem. Hai să vedem de ce e de capul celor de la Real Sociedad. Mergem în Spania și haide să ne uităm. La Liga EA Sports,
Real Sociedad. S-ar putea să aibă și jucători buni. 87 Conate și Pacheco 82. Tot nu pot să-l aduc, pentru că știu sigur că Pacheco ăsta să joace în locul lui, așa că, da, din păcate, nu mergem nici la Real Sociedad, dar hai că poate totuși găsim noi o echipă, trebuie să apară. Și asta s-ar putea să fie soluția pe care o căutam. AS Roma, nu știu dacă mai e Jose Mourinho acolo, păi oricum o să vină Ovidiu Burcă, dar AS Roma, ar fi o chestie. Hai mă să vedem, să mă romanilor, să n-aveți, băi, dacă aveți voi un fundaj de 79, nu mă supăr, ia să vedem. 78, 84, 79, 86, da, au fundaj. Robin Van Dijk, ia uite, l-au și pe Van Dijk, regenul lui Van Dijk, probabil, da, nu putem merge nici la AS Roma, din păcate. Și rămânem tot pe ruta italiană. Napoli oferă și a 36 de milioane. Băi, dar mi oferă numai echipe de-astea care n-au logo în joc. Napoli, Roma și Bergamo, Calcio sau Atalanta. Napoli, FC. Hai să vedem ce are mă Napoli aici. Deci are așa, Mancini 85, 84 Crespi. Bă, voi uitați-vă și voi aveți 4 fundași în... Nu, 3, pardon, ăsta nu-i fundaș central. 3 fundași central mai mult decât Tama. Și voi de ce îl vreți? Doar că e renume, doar că e nume în România. Eu înțeleg că e nume Tama, dar totuși, îl luăm doar așa să ținem pe bancă. Și revenim la ruta englezească. Tottenham Hotspur, echipa care e cunoscută doar pentru faptul că nu câștigă trofee. Hai să vedem ce găsim aici la Spurs. Deci vă zic, sunt foarte atent pentru că nu vreau să-i stric carea lui... lui Tama. Și avem unul de 77, 77, 2 de 77, 68, 83, 89, băi, și ăsta 82, fuck, doamne, ce frustrant e, ce mă enervează, da, nu mergem nici la Spurs, da. Cred că să mai rămânem în Belgia încă un sezon, băi, să crească Tama și bine rău de tot. Sau să plecăm în Spania. Sau uite, mai avem niște oferte. Genoa și Las Palmas. Spania și Italia. Și sincer, cred că la echipele astea nu are sens să ne uităm. Pentru că cu siguranță nu am jucător mai bun decât al nostru Gavi Tama. Și hai să ne uităm prima oară la Genoa. A trebuit să fie în prima ligă italiană. Dar sunt... hai să ne uităm așa. Atac Bunicel, să zicem. Mijloc Bunicel, să zicem, Bunicel, da, defensivă, fundaș central, l-au pe Drăgușin și cred că îl vor avea și pe Tamaș, da, e o echipă bună, se merită, după părerea mea, să mergem la Genoa, mai ales avem parteneriatul ăsta, Radu Drăgușin, Gabi Tamaș, foarte mișto chestie. De curiozitate ne uităm un pic și la Las Palmas, doar așa să văd ce echipă ar avea, adică nu că vreau să merg neapărat. Ia uite, îl iau pe Matia Frigan, cine știe din cariera cu FCSB e GOAT. 81 mai am aici. Dacă ar fi să ne luăm așa, comparând echipele, uite, îl au și pe Grameni, 81 are Constantin Grameni, deci ideea e mergem la Grameni sau la Drăgușin. Mamă, și uite și Daniluc, care și el are părinți români, dacă nu mă înșel. Băi, și parcă tind mai mult spre Las Palmas, pare o echipă mai bună Las Palmas pe hârtie și sincer, cred că la ei merg. Vă zic sincer, băieți, mă atrage mai mult Las Palmas decât Genoa. Au o echipă mai bună, asta e adevărul. Au și pe Grameni, au și o atac bunicel, da. Mergem la Las Palmas, băieți, ca de varianta Genoa. Sau de fapt facem o nebunie. O să acceptăm ambele oferte și vedem unde ajunge Tamaș. Adică cu cine se înțelege. Hai să vedem că e interesant. Mai ales pentru că va fi în deadline day. Va fi fix în deadline day. Hai să vedem aici. La Las Palmas. Ok, așa a fost să fie, băieți. Mergem la Las Palmas, poate pentru că am fost și prima echipă pe care am acceptat-o. Dar mergem la Las Palmas. Haideți să vedem ce găsim în Spania. Prima oară în Spania... În viața reală a mai fost Tamaș acolo. Hai să vedem dacă e o alegere bună. Așadar, băieți, am ales
Las Palmas, în locul Grifonului de la Genoa, așa este poreclită Genoa, drept Grifonul, un nume, o prenume, o poreclă foarte mișto, dacă mă întrebați pe mine. Așa mi-ar plăcea să mă strige lumea pe stradă, dar fie amuzant. Leone Grifonul. Și e tare că l-avem pe Frigan aici, de pe care și ăsta a fost un motiv pentru care am acceptat să vin aici. Hai să vedem cum intră Tamaș în echipă. Intră bine. Lângă Dani Luca aici, l-au și pe Tirni, au și un fundaj dreapta bun. Chiar e o echipă foarte bună. Chiar îmi place mult echipa asta. Au pe cineva și pe stânga, au, normal că au. Și l-au și pe Grameni, Fabian, nu știu cine e băiatul ăsta. Nu, e chiar arată bombă echipa. Chiar arată de mijlocul clasamentului, ce drept, că totuși suntem în Spania, adică nu suntem în Liga 1. Dar este o echipă la care cred eu că Tamaș poate crește mult. Și de ce nu să ajungă la unul dintre granzii spanioli, Barça, Real sau un Atletico, nu mai supăra. Haideți să simulăm sezonul numărul 7 din cariera sa și sincer nu mă așteptam să ajungem la sezonul numărul 7, dar uite că am ajuns. Băi, deci cred că e cel mai ghinionist jucător Tamaș, sau poate e vina lui Ovidiu Burcă, tot ne dă afară de la echipe și de la Las Palmas ne-a dat de vreo 2-3 ori. Nu plâng, doar m-am unecat. Ok. Uite că am ajuns și noi la finalul sezonului. Hai să vedem ce naiba s-a întâmplat, de ne-am descurcat de prost. Mamă, locul 13. Mă așteptam la mai bine de atât. Dar ce să cer de la Las Palmas? Nu înțeleg de ce s-a descurcat atât de prost. Na, e simulare, se întâmplă chestii de genul. Hai să vedem cum s-a descurcat Tamaș, pentru că de el ne pasă. Și uite că a fost al doilea cel mai titularizat jucător, doar a crescut doar plus 2 în acest sezon. E clar din cauza evoluțiilor proaste ale echipei. A avut un asist, ceea ce e destul de ok. Cine a fost golgheter oare? Frigan doar 4. Ia la asisturi. Grameni a dat 2. Mamă, deci a dat... Băi, slab, rău, nu știu ce s-a întâmplat cu echipa asta, dar jucată de prost, sincer. Da, ei, nu prea mai pasă. Ne îndreptăm spre un nou sezon. Sunt doar curios cum s-a descurcat oare Genoa. Pentru că, practic, am ales Las Palmas în locul Genoei și uite că genovezii s-au descurcat un pic mai bine decât noi. Deci nu era nici acolo cine știe ce. Na, ne îndreptăm spre un nou sezon. Tamaș a crescut la 82 în continuare. Nu e de Real sau Barcelona, dar... Vom vedea. Aoleu, ce mă enervează, mă dă afară și de la... Hai să vedem ce se întâmplă. Doamne, și nu-mi vine să cred că se întâmplă asta. Barcelona oferă 44 de milioane pentru Tamaș. Doamne, de unde vine oferta asta? Doar dacă Barcelona nu mai are niciun alt jucător? Sau... Am eu o schemă în minte. Dar hai să vedem ce echipare. Deci, 82, ok. 88, mergem la Barcelona. Ascultați-mă pe mine, mergem la Barcelona. Nu știu cum se face, toate fetele astea, baby, doar tu știi ce-mi place. Barcelona, chiar băi, deci nu pot să înțeleg cum a venit oferta asta, dar uite că a venit Barcelona. Hai să-i dăm aici și un fundaș să-i crească aici lui Găbițu nebunile. Ok, băi, o să vă arăt imediat la ce mă gândesc eu, deși poate nu ți-ar merita. Eu mă gândesc să jucăm cu 3 fundași, pentru că dacă am jucat cu 3 fundași, cu siguranță am ști că Tamaș joacă, dar nu știu dacă are sens, pentru că marmolul ăsta este același rating ca și Tamaș. Dar ca să fim 1000% siguri că va juca al nostru, vom da un 3-4-3 sau ceva în genul. Ia să vedem. 3-4-3 cu Marmol, Tomori, Tamaș la mijloc. Wow, da, și echipa asta Barcelona este cam la pământ, dar nu mai contează. La mijloc, hai Fernandez. Da, uite, îi place aici pe CM. Sique ăsta. Fati, Torres. Mai avem pe cineva? Mamă, uitați și voi ce atacant au, e bine ca o atacant. Da, adică să jucăm așa, ceva în genul ăsta. Și cred că ar fi chiar ok. Ia.
acum ce să-i fac, să fie și el fericit. Mă, că vreau să fii fericit, fati, de ce nu ești fericit? În fine. Da, cred că ar merge treaba asta, ca să fim sigur că joacă Tamaș și nu vine să cred. Deci transferul pe care nu cred că l-a așteptat nimeni, adică nu m-a așteptat niciodată la 82 overall Gabi Tamaș să semneze cu Barcelona și să și joace, asta e o bombă. Cu adevărat o bombă. Hai să vedem cum se descurcă Găbițu și cum se descurcă Barcelona, pentru că chiar nu știu la ce să mă aștept. Hai să vedem. Așa băieți, am simulat sezonul numărul 8, parcă 9, nici nu mai știu din cariera lui Gabi Tamaș. Suntem la Barcelona și nu am fost dați afară deloc, ceea ce este un început ok. Haideți să vedem totuși ce s-a întâmplat aici. Aoleu, am pierdut la Liga la egalitate de puncte cu Sevilla. Nu pot să cred, ar fi fost primul trofeu din cariera lui Gabi Tamaș. Efectiv primul, n-am mai câștigat nicăieri niciun trofeu. Dar câștigăm Copa de Spania, este mă, i-am adus lui Gabi Tamaș un trofeu, Supercupa Europei nu, oare Champions? Ah, nu. Am fost în grupă cu Bayern, am fost pe primul loc, după aia, ne-a bătut Dortmund în prima rundă. Da, asta a fost păcat, dar totuși, bravo, bravo Tamaș, ai avut noroc. Și noi am avut noroc. Hai să vedem dacă a jucat Tamaș, unde ești? Tamaș. Doar 24 de meciuri jucate pentru Tamaș. La fel ca și ăsta, marmol ăsta, n-a jucat. A jucat Riad ăsta mai multe decât Tamaș. De ce oare s-o fi accidentat al nostru? Tomori a jucat 48, logic, dar de ce n-a jucat mai multe Tamaș? Nu-mi dau seama. În fine, asta este. N-avem ce să facem. Are și minus 1. Very unhappy. Ce-ai făcut, mă, de-i supărat, mă, Tamaș? Că tu tot timpul ești supărat. N-ai cum să-l faci pe băiatul ăsta fericit. N-ai cum. Și pentru asta o să încheiem cariera aici, la Barcelona. Îi vrea să și plece, nici nu mă mai interesează. Tamașe, 25 de ani, mai avea ceva de jucat, dar noi am simulat 8-9 sezoane și trebuie să încheiem aici clipul. A fost o carieră interesantă, cu suișuri și mai mult cobărâșuri, dar o încheiem pe o notă înaltă la Barça, fără să câștigăm titlul, dar am câștigat Cupa de Spania, deci totuși terminăm interesant. Până data viitoare, eu am fost Leo, nu uitați de like și subscribe, v-am pupat, ciao, ciao!